Hai afară la zăpadă, în sfârșit avem zăpadă și cred că e vremea să ieșim afară cât mai mult, să ne bucurăm de ea, să stăm cu copiii, dar de mâine, din păcate, începe școala din nou. Era logic că va ninge doar când începe școala, nu în timpul vacanței. În schimb, pe partea de oferte, cam sărăcie săptămâna viitoare. Avem ceva detergenți, avem ceva papă la preț bun, dar nu mare scofală. Motiv numai bun de a alege promoțiile. Lidl ne propune în această săptămână XXL. Avem această hârtie igienică la un preț cât de cât ok, 75 de bani per rolă, cu 3 straturi. Se poate un pic mai ieftin, dar în general e mult mai scumpă. Apoi, avem pagina 3, Black Angus Denver Steak 21,99, ne iese un kilogram la 73 de lei, iarăși se poate și mai ieftin, dar de obicei e mult mai scumpă, e în jur de 100 de lei. Apoi de la pagina 18 ajungem repede acolo, încep ofertele de săptămână XXL. Sunt destul de multe oferte bio săptămâna asta și o să vă rog să vă uitați voi prin ele. La pagina 18, cum vă ziceam, XXL, baghetele astea interesante la mic dejun, le băgați doar la cuptor și sunt foarte, foarte interesante pentru copii. Crunchy pe din afară, moi pe dinăuntru și cu diverse variante, fie cu verdețuri, fie cu usturoi. Cartofii ăștia la cuptor nu vi recomand pentru că se fac foarte tari și se usucă foarte repede. Pizzele, singura diferență la săptămâna XXL este că primiți câte una sau câte două, cred, în plus, în funcție de sortiment. Apoi, pagina 22, avem o șuncă pădurea neagră, 9,99, vă ziceam și la Kaufland când a fost în ofertă. O prefer pe cea de la Lidl, mi se pare un pic mai uscată și mai pregnant gustul de fum. 40 de lei. E același preț ca și la Kaufland și e prețul de ofertă ok. Pagina 31 mi-am notat următoarele chestii. Voi mai uitați-vă între timp pe aici. Interesante sunt și sushi dacă consumați așa ceva și cremă de brânză dacă sunteți fan de cremă de brânză și dacă aveți săptămâna XXL și puteți să luați cantitate mai mare la un preț un picuț mai mare sau chiar același preț, de ce să nu o faceți? Tot timpul am zis chestia asta. Ziceam că ajungem la pagina 31. Mai avem așa, hârtie igienică umedă, asta este pentru copii în general, 21,99. Sincer, prețul e mărișor având în vedere că sunt multe, dar problema este că nu prea se găsește hârtie igienică umedă pentru copii. Apoi, vine și Lidl cu varianta W5 la pastilele de mașină de spălat vase. Astea sunt all-in-one, power, teoretic ar trebui să nu mai folosiți sare și lichid de limpezire, practic eu oricum le folosesc, indiferent de ce pastile folosesc. Aici avem 0,41 de bani pe pastilă, deci este aproape dublu prețul față de 0,25 cât era cea normală. Acum, dacă sunteți ca și mine și oricum folosiți lichid de limpezire și sare de dedurizare, asta nu prea are logică, mergeți pe aia normală. Dar dacă nu, atunci poate că e interesantă opțiunea asta, deși v-am zis, eu recomand oricum să puneți și celelalte două ingrediente. Baterii alcaline, 8 plus 2 bucăți, 2 bucăți gratis. Interesant este prețul, 5,99 per bucată, per pachet, foarte bun prețul pentru 10 baterii. Acum nu vă așteptați să țină cât un Duracell, pe de altă parte. Avem niște mobilier de baie, prețurile sunt absolut cele pe care le știm, nu au crescut, văd, între timp. Lidl ne propune două variante de aspirator vertical și aparat de curățat cu acumulator, un fel de mop electric. Amândouă interesante. Cred că aspiratorul în principal mai interesant pentru că are un preț foarte bun, la 149 de lei față de variantele mult mai renumite, Rowenta și Electrolux, pe la 7-800. Deci ăsta da, ăsta aparat de curățat cu acumulator mop rotativ, de fapt, cred că e un model de la Kärcher care se compară cu el și aici nu e diferența așa de mare la preț, în schimb.
Apoi, bandele de RGB 90 de lei, are 4 programe de alternare a culorilor. În schimb, interesantă este partea asta, 10 metri de bandă cu 300 de LED-uri la 90 de lei. În general, am găsit preț de 130 de lei prin Hornbach la 5 metri de bandă. Acum, atenție mare, pentru că voi aveți aici un singur alimentator și un singur capăt de bandă. Deci, în momentul în care ați tăiat banda, cu restul benzii nu prea mai aveți ce face. Asta e problema la kiturile astea all-in-one în care aveți de toate. Sincer, eu vă recomand să mergeți pe kituri un pic mai profesioniste pentru că acolo puteți să luați inclusiv acumulator, inclusiv alimentator separat și atunci în momentul în care ați tăiat banda dintr-un anumit loc, o puteți mufa din nou și nu pierdeți ceea ce ați tăiat. Apoi revine partea de uscătoare de păr, ondulator. Cred că pagina este identică cu una de acum câteva săptămâni, 2-3 săptămâni am mai văzut-o. Parte de lenjerie care intervine de joi, chiloți, maieuri interesante la preț, ok ca și calitate. O săptămână auto de joi 13 ianuarie cu huse pentru anvelope. Da, sincer nu m-am gândit la varianta asta, dar mi se pare destul de interesantă ca și idee, să le poți transporta în mașină fără să-ți murdărești mașina. Încărcător, baterie auto și redresor auto, încărcător la 160, redresor la 70. Acum poate îmi scrieți în comentarii care e diferența dintre ele, pentru că eu știam că redresorul îți încarcă bateria și încărcătorul îți încarcă bateria. Deci chiar aș fi curios să-mi scrieți care e diferența dintre ele, să nu mor și eu prost. Mini compresor auto la 70 de lei, bun de avut cu voi în mașină, se cuplează la brichetă și face treabă. Îl am, cu el îmi încarcă cauciucurile atunci când fac schimburile acasă. Nu pot să zic că e cel mai rapid din lume, dar îți faci treaba cu el. Avem apoi pentru baia ta modernă capac de WC cu închidere lentă din Duroplast la 70 de lei, iarăși preț ok, pentru că în general e mai scump, e 80-90 de lei, chiar 100 de lei am văzut, și halat de baie la 50 de lei, iarăși halatele astea de obicei sunt în jur de 90-100 de lei. Deci verificați și calitatea să fie ok, dar prețul este într-adevăr interesant. Forfecuță unghieră pilă la 5 lei, iarăși prețuri interesante, nu vă așteptați la calitatea Zollingen, dar nici prețul nu-i de Zollingen. Periuță de dinți ultrasunete 99,99, iarăși preț foarte bun. Într-adevăr, cu rezerve, cu suport, Lidl mă surprinde astăzi. Iar apoi, în super weekendul viitor, migdale crude la 6,99 este ceea ce vă recomand eu. Pulpă de porc feliată pentru șniță la un leu 55 100 de grame, adică 15 lei. 15 lei 50 kilogramul, dar cred că puteți să feliați și voi dacă e cazul. Bun, trecem la Kaufland repede. Avem carnea săptămânii, este ceafă de porc fără os la 15 lei. Avem luni și marți timișoreană la 2 lei. A fost la Profi în ofertă săptămâna, în ultimele săptămâni din an, pe la 1 leu 50 doza chiar, dar acolo era limitat la 6 doze. Luni și marți, început de an cu buget zen, sincer n-am văzut ceva care să îmi sară în ochi și să vă recomand. Bere albă, Oettinger nefiltrată, asta e interesantă, păcat că e la doză, bere adevărată e la sticlă, dar Oettingerul ăsta nu e rău și la 1,89 e un preț bun, dar în limita 3 bucăți, come on Kaufland, pe bune, dacă înțelegeam dacă limita asta era la detergent, dar la bere mi se pare un pic stupid. Faner suc de portocale 8 și 19, iarăși preț foarte bun, având în vedere că e 2 litri, iarăși în limita a 3 bucăți. Persil 14,99, 11 utilizări, scumpuți. Chiar și cu tot cu reducere e destul de scump. Și rezervă de DAV am văzut și un pic mai ieftină. Totul la 5 lei, iarăși n-am văzut nimic care să merite atenția mea. Nici pe pagina asta, ce eventual soluțiile astea de curățenie, dar nu-i mare diferența, poate doar la nufăr de Tartrand clasic, asta dacă îl folosiți pe la baie ca să vă scăpați de piatra depusă pe baterie și pe chiuvetă. Dovlecei 3,79, preț bun de tot, într-adevăr la prețul ăsta iei vara, iarna mai greu, ciupercile, wow, scumpe, 9 lei și ceva, destul de scumpe.
Apoi avem așa, avem cotlet de porc la 13,99, deci deși avem ceafa ca și carnea săptămânii, la raionul de carne ambalată avem și cotlet la 13,99, ceea ce e preț. Avem reducere la batoane Findus 20,49, astea sunt din categoria celor scumpe, dar reducerea interesantă și chiar ăsta e prețul că l-am tot urmărit și eu la raft. Lazanile astea interesante la 5,99, găsiți ceva similar și la Lidl, cam același preț. Pentru seriile alea când ajungeți acasă târziu și nu mai știți ce să faceți repede de mâncare. Apoi avem așa, pangasius este o carne de pește pe care eu nu vi-o recomand sub nicio formă. Uitați-vă pe YouTube despre pangasius, veți vedea că e un pește care absorbe toate metalele grele din râuri și e crescut prin zonele nașpa ale Asiei, să le zic așa. Dați un search după pangasius și vă lămuriți și voi. Șuncă pădurea neagră 350 de grame, 12,99. Da, dar atenție, îl puteți găsi la același preț, acest ambalaj, dar în varianta feliată. Și atunci cred că e mult mai ok și mult mai ușor de manevrat, să zicem așa. Salam de Sibiu 5,299 la 470 de grame. Băi, scumpuț, adică ajungem la 100 de lei kilogramul de salam de Sibiu. Știu că nu e cel mai ieftin salam, dar se poate mult mai bine de 100 de lei, credeți-mă. Așa, hai să vedem unde am rămas. Pagina 25 avem reducere la Heineken dacă reciclezi. Mi-a plăcut ideea asta de tigaie magnetică, aici se închide, capacul la 149 de lei nu e ieftină. Și wedges ăștia sunt hitul nostru, i-am descoperit de curând, căutam wedges prin Lidl și n-am găsit, am găsit în Kaufland și la prețul ăsta sunt interesanți, deși zice că sunt un pic mildly spicy, un pic condimentați, un pic iuți, nu e cazul, nu vă faceți probleme, copiii n-au simțit gustul. 26-27 avem o săptămână asiatică interesantă pentru fani. Apoi, ajungem repede la pagina 36, pentru că acolo mai avem niște beri înainte. Heineken la 20,95 nu e o mega ofertă și de restul nu mai zic, toate sunt prețurile obișnuite, dar vă ziceam că trebuie să ajungem la pagina 36, avem Ariel. Avem așa, capsule, 70 de utilizări la 66-68 de bani, asta vă iese vreo 95 de bani spălarea. E un preț relativ ok pentru capsule, pentru pods, 95 de bani spălarea, se poate un pic mai ieftin și mai ales zic chestia asta pentru că vorbim de o cantitate destul de mare, de 70 de spălări și o sumă investită destul de mare de 66 de lei. Sincer, dacă m-aș duce mâine în Kaufland și aș avea de ales, mai degrabă m-aș duce spre oferta asta la altă, de Ariel detergent capsule Arctic, 12 utilizări la 12,99. Asta vă iese la 1,08 lei spălarea, dar nu bag atâția bani, nu blochez atâția bani și fac treaba, adică 12 utilizări sunt absolut convins că vă țin o lună. Finish, etichetă galbenă, e prețul pe care l-am tot văzut la varianta asta de finish, 58,99. Da, scump pentru pastile de spălat vase, ieftin pentru finish, aș zice, sau mă rog, ieftin, ofertă pentru finish. Diverse boluri, diverse accesorii de bucătărie aici, uitați voi ce vă trebuie. Pagina 40, următoarea chestie pe care vi-o recomand din suflet. Tigaie grill 34,99, mă rog, este un grătar pe care îl puteți folosi și în casă. E de fontă, are mâner metalic, dar învelit în lemn, deci nu vă ardeți. Noi îl avem de câțiva ani buni și este senzațional. Adică atunci când avem ceva de prăjit pe fontă, își face treaba cu desăvârșire, nu mai porniți focul în curte dacă aveți de prăjit doar câteva bucățele de câte ceva prin casă. De asemenea, tuci, material de fontă emailată, capacitate circa 3 sau 5 litri, sunt micuțe, dar și prețul e ok, 70 de lei și cratiță cu capac la 120 de lei, 24 de centimetri. Asta cumva se aseamănă cu cea pe care o propunea Lidl în ofertă pe la vreo 100 de lei, un pic mai scumpă la 120, dar revin cu ideea de a folosi fontă emailată, se și curăță ușor față de varianta asta din fontă crudă care necesită un pic mai multă atenție. Asta emailată se și curăță ușor și nu veți arde mâncarea și va avea cu totul și cu totul alt gust. E
sfatul meu să trece spre oale de fontă. Paginile 42-43, interesante toate lucrurile de aici. Cred că duc dorul sculelor. Menghină la 100 de lei e ceva ce am mai văzut, e prețul normal. Cheie cu clichet multifuncțională din asta cu pin n-am folosit, dar cred că o să-mi o iau, că sunt foarte curios după ea. Deja de câțiva ani de zile am tot văzut varianta. 35 de lei și nu mai schimb tubulara în continuu. Și o investiție destul de mică, astfel încât să pot să dau greș dacă nu-i bună. La fel, cheie cu clichet inelară, iarăși idee foarte faină. La 50 de lei aveți un set de mai multe chei și sunt cu clichet, deși sunt inelare. Lame ascuțite pentru precizie, 16,99, dacă lucrați cu modelism, dacă trebuie să tăiați tapeți sau lucruri din acestea sensibile în care trebuie să fiți foarte exact, da. Unelte de precizie, luați setul ăsta la 16,99 pentru bituri, aveți torxuri aici, aveți tot felul de imbusuri la un preț foarte bun, la 16,99 nu merită ratat, la fel și lame de precizie. Șurubelniță cu clichet, iar 19,99, uitați-vă diferența dintre ele, poate că asta de 19,99 cuprinde și cele de pe 16,99, dar aveți și clichet inclus și atunci poate că asta e mai bună. K-tip imbus, dacă lucrați cu mult imbus, atunci da, e interesant să aveți, însă atenție la calitatea materialului, imbusul are prost obicei de a se deteriora destul de repede în vârf și atunci e păcat de dita mai trusa de 60 de lei. Clești nu mi se pare așa ieftin, am văzut mai ieftin. Vine și Kaufland cu o săptămână auto, husă pentru volan și husă pentru scaun. Păi atenție, fraților, am un vecin care și-a uitat chestia asta pornită în mașină, deși a oprit motorul, husa a continuat să sugă bateria și dimineața s-a trezit cu ea moartă. Nu mă întrebați de ce. În mod normal trebuia tăiat contactul de la baterie în momentul în care a tăiat contactul de la cheie, dar nu s-a întâmplat chestia asta, husa a continuat să golească bateria, deci atenție mare să nu o uitați în brichetă, în priza de la mașină. Stingător de incendiu, 35 de lei, pare mărișor, într-adevăr pare mai ok decât filigramele alealte cu care nu poți să stingi niciun muc de țigară. Trusă de prim ajutor 21,99, ăsta e preț obișnuit, ștergător flat 7 lei. De săptămâna viitoare, de lunea viitoare, deci din 17 ianuarie, avem o husă de volan neîncălzită, husă pentru scaune și diverse alte materiale pentru mașină. Covoraș și auto, redresor la 70 de lei, deci similar prețul cu cel de la Lidl. Și cam asta a fost și Kaufland-ul. Săptămâna viitoare, în weekend, avem diverse lucruri, dar nu cred că mă face să mă duc până la Kaufland. Pliant național Penny. La Penny mi-am notat așa, pagina 8 avem niște beri interesante. Parcă beri mi-am notat, nu? Hai să vedem. Ba nu, avem somon la pagina 8, la 7,99. Vă ziceam că greu mai găsesc somon sub 10 lei. Uite, la 8 lei, dacă sunteți fan de așa ceva. Pagina 17 sunt berile de care vă ziceam, am trecut. Doar Bex aș zice că e în ofertă, restul nu le-aș băga în seamă. Dero lichid la pagina 19, la 30,99, 60 de spălări, deci aproape 50 de bani per spălare. Și aici capsule, 35 de capsule la 30,99. Bă, ăsta e scumpuț, sincer. E un pic sub un leu, dar e Dero și știm că Dero poate fi mult mai ieftin. Se pare că la capsule nu e chiar așa. Și cam asta a fost și cu Penny. Profi păstrează revista de săptămâna trecută, ei merg pe două săptămâni, așa că sărim repede peste ei. Oșan continuă oful meu cu Oșan, băi, grupați-vă, vă rog frumos, ofertele. Am aici prețuri mici și fixe, am o ofertă, am după aia reciclează bradul, mai am bucură-te de ofertele începutului de an, altă serie de oferte. Și ai zice că dacă intri pe oferte, ți le dă pe toate la fel. Nu, fraților, asta cu bucură-te de începutul de an, avem așa, detergent lichid, power gel, 4 litri, sunt 80 de spălări aici, preț foarte bun, a zice Best Buy-ul în materie de detergent. Mai avem niște Head & Shoulders la 13 lei, dar atenție, ambalajul mic de 225.
și tot felul de nebunii. Dacă intri pe restul de oferte, alea de 3, 5, 7 lei, ai alte variante de produse, ceea ce mi se pare un pic așa. Dacă n-am văzut varianta asta, am ratat-o. Filtrare după reducere și îmi apar niște chestii interesante. Șurubelniță la 3 lei, bară pentru tracțiuni la 15 lei, un bec LED la 15 lei și tot așa. E ciudat pentru că aș fi vrut să mi le grupeze cumva pe parte de ce am eu nevoie. Cataloge Carrefour. Avem așa, Parmigiano Reggiano din lapte crud Carrefour Extra 19,50, 200 de grame, băi, scump. Scump de tot, aș zice. În schimb, ok la preț portocalele și avocado. De asemenea, ok la preț fileul de porc, care cotlet, de fapt, e la 15 lei. Un pic mai scump față de varianta Kaufland. Și mai mi-am notat aici unt, la 8 lei și 10, Carrefour Classic. Da, știu, e destul de ciudat, dar teoretic merg pe ideea că 80% grăsime e 80% grăsime și foarte multe lucruri nu poate să difere în unt și greu mai găsești unt la sub 10 lei. 8 lei și 10 e un preț acceptabil, în ofertă se poate să mergi mai jos de atâta, dar asta e acum, din păcate s-a scumpit și untul. Și ce vă ziceam cu somonul, că nu-l mai găsesc sub 10 lei, ia uitați, 18 lei la Carrefour la 100 de grame. Deci dublu la preț. M-am uitat și mai departe, dar sincer n-am mai văzut mare lucru. Timișoreana exagerat de scumpă, Sheridan's 5 lei mai scump decât se poate la 500 de mililitri și cam asta e pe săptămâna asta. Hai afară la zăpadă până nu începe școala pentru că e fain și hai, mergeți și distrați-vă. Ceau!